Bună ziua! Astăzi, de ziua unei țări, aș vrea să vă arăt ceva constructiv, nu destructiv, ce vi se arată la televizor, unde ar fi trebuit să defilăm cu machete de uzine, machete de spitale, de școli, de întregire a familiei, a caselor, de construcție, de poduri, de știu mai ce, cum se exploatează resursele minerale și energetice ale țării. Nu cu materiale destructive, mai ales că sunt ale altora, nu ale noastre. Am fost solicitat să spun cum se modifică becul de sudură pentru a merge la GPL. Păcat că după vreo 20 de ani mi se cere insistent, acum când nu prea mai e nevoie de el. Dar totuși la alămit, chiar și la sudură în aluminiu, cum v-am arătat cu aparatele electrice mai în trecut, este nevoie de cât de cât și de autogen, numai că hoții au distrus și stațiile de oxigen. Vezi, Doamne, că le-au trecut pe oxigen pentru spitale. Nu e adevărat, a fost un prilej să le substituie producția de oxigen și hop, le-a distrus și pe astea. Nu mai e, nu se mai poate. Dar totuși cine mai are interes și posibilitate să obțină oxigen? GPL-ul iar la fel s-a terminat și cu ăsta, dar totuși, ăsta e un bec de 2. Eu am modificat becul de 2 cu care am făcut suduri și pentru 3 și pentru 5 și pentru 22 și pentru ce vreți voi. L-am modificat în felul ăsta. Asta e un bec original de 2. Îl vedeți ca aspect seamănă cu unul de 0. L-am tăiat de aici, l-am filetat din nou și i-am pus capătul ăsta de cupru, care o să vă arăt că nu este numai de cupru, aici este e prelungit. E prelungit cu alamă, pentru că o să vă spun mai târziu de ce. Ăsta e capul original, care nu am avut nevoie să le modific, să fac mai multe, pentru că un singur bec merge perfect de la tablă de 0,0 cât aveți cea mai subțire până la 3, chiar 4 mm. Ce am modificat la el? În primul rând, duza. Asta e duza originală de la 2. Și asta e duza originală pe care am modificat-o. Dacă o să poată istețul ăsta să se focalizeze. Și uite că poate. Uitați-vă la găuri. Care este diferența între cele două găuri? Ăsta din dreapta este pentru sudură cu GPL, iar ăsta din stânga este pentru sudura cu acetilen. Cum am strâns gaura? Uitați-vă că asta este mai conică. Asta e mai plată. Plată pentru că am bătut-o cu ciocanul. Am bătut cu ciocanul ca la nituire. Da? Până s-a strâns gaura de... Am aici o liță. Dar mai repede iau de la cablu, de la transformatorul ăsta, dacă pot. Nu mai am ghearele atât de puternice. Nu știu dacă se vede. E o liță aici. O măsurăm cu șublerul. Avem aici un șubler de la IATO, care și ăsta, ia uite, și ăsta am luat țeapă cu el. Nu-i nimic, o sutime, da? Măsurăm. Spun că am luat țeapă că pleacă de multe ori, pleacă de la 5 mm. Deci are aproape 20, da? Deci 0,2. Și să încercăm ca 0,2 ăsta
să-l băgăm pe duza care a micșorat-o. Și dacă intră, înseamnă că e de 0,2, da? La cât văd eu, să nimerez gaura la vârsta asta, ia, uite că a intrat. Ce bucurie mare! Exact 0,2, da? Dacă puteți să obțineți o gaură de 0,2, înseamnă că o să meargă. Asta n-am avut cu ce măsura, dar dacă aș pune eu așa pe fundal alb, nu știu dacă se poate vedea diferența între ele, dar e în profunzime acolo, nu se pierde. În sfârșit, știm că asta are 0,2. Asta a becului cu care lucrăm cu GPL. Lăsăm pe asta deoparte, cu originala lui cu tot. Mai departe, deci după ce am făcut duza asta de 0,2, 20, da? Să oprim asta, că și așa s-a terminat bateria. Ce urmează? Urmează lărgirea găureștea de aici din... Dacă se vede, gaura de gaz. Da? Acum se vede. Gaura de aici... Am majorat-o, dar am făcut-o de 2 mm. Uite, avem aici un bârdiu de 2. Dăm la 0. 1,92. Și el o să facă 2, da? O să dea gaura de 2. Și dacă îl băgăm aici, pe gaura de la... Vede, nu joacă mai deloc. Deci gaura din interior de 2 străpunsă să fie pe toată lungimea când intră în țeava asta, să fie de 2. Uite și aici pe bec scrie parcă 2, 4. Deci becul e de 2. Nu știu dacă... Da? De 2. Deci gaura din interior de 2. Am măsurat burghiu, ați văzut. Trecem la căpățâna asta de vier și ce am făcut? Am făcut un bârdiu conic, vedeți că e ascuțit. Data trecută mi-au sărit mulți în cap că ei sunt mai deștepți ca mine și n-am nicio pretenție să văd pe cineva. Știți cum e o zicală. Când văd unul mai prost ca mine, îmi plânge sufletul. Când văd unul mai deștept, parcă îmi râde inima sau cam așa ceva. Da? Ăsta este un burghiu conic, făcut la polizor. Dacă știți să-i dați inclinația spiralei, este foarte bine. Am încărcat aici cu alamă. Vedeți că partea din față este mai galbenă față de culoarea cuprului. Am încărcat capătul ăsta. A fost mai lung, dar eu tot l-am șlefuit în 15 ani, 20 de ani cât o avea el, vă dați seama că a rămas scurt. Care este scopul alungirii lui? Scopul este să nu mai trăznească. Nu va mai trăzni niciodată, cum trăznește la acetilenă, să ia foc pe furtun. Lungindu-l, cu cât? Cu vreo 3-4 mm mai mult, dar care mai este motivul lungirii? Să intre, să poată burghiu, să îl pătrundă până afară, de la interior către exterior. Deci conic, el trebuie să fie conic, de la interior către exterior. Lungindu-l, băgăm burghiu prin interior și trebuie să ieșim cu el. Care este gaura aici? Păi vedem acum. Asta e un electrod de 1,5. Lumea zice 1,6, da, e 1,5, 1,52. Și uitați-l că intră exact pe gaura. Deci un burghiu de 1,5 făcut conic și dat conic de la interior către exterior, până ajunge aici să aibă 1,2 normal, pentru că eu l-am lărgit tot cu lerele astea. Ăsta era auriu de aici, era originalul, dar tot frecându-l, am ajuns cu el la 1,5, ăsta. Da? Și măsurăm dacă vedem aici. Da, 1,52.
1,5, da? Sub 1,5. Începeți cu 1 și 2. Dar cu 1 și 2 pentru tablă mai subțire. Deci am spus alungirea lui aici pentru a nu mai trăzni și conică de ce? Pentru că conicitatea face o reflexie care... Să încercăm să desenăm capul, da? Așa. Are o gaură bine la început. Așa. După aceea, hai să admitem că partea asta a fost adăugată. Și conic către afară, conic, pentru că gazele care vor ieși, amestecul de gaze de acetilenă, acum GPL-ul, GPL-ul și oxigenul, când va ieși, trebuie să formeze o intersecție undeva aici, da? Intersecția de 0 reprezintă punctul cel mai fierbinte al flăcării. Flacăra, cu cât e mai paralelă aici, cu cât e conul cu un iu mai mic, cu atât flacăra se lungește și în capăt va fi boantă, rotundă. Aia nu e bună. Trebuie să fie ca un ac, ca o caia, ca o, cum știți, fiecare ceva ascuțit, conic, cu vârful cel mai ascuțit. Deci, așa. Da? Așa trebuie să arate flacăra în vârful becului. După care urmează, cine știe cum se numește, nu mă interesează. Para, nu știu cum se numește. În sfârșit. Deci, repet, scopul găurii este pentru a concentra într-un punct termic maxim și de câte ori se bonțește flacăra, de atâtea ori trebuie curățată cu o calibră de asta, cu o leră calibrată, care să fie perfect dreaptă în capăt, nu ascuțită, uzată cu oricum, ca atunci când băgăm pe gaură, să radă, nu să facă altceva, să teșească sau să treacă pe lângă, să radă zgura care s-a depus pe... Dar asta numai atunci când se boțește flacăra, nu se boțește, se boantește flacăra, devine boantă, rotundă, cum căutați în dicționar. Deci cam asta ar fi modificarea. Am zis duza, am pierdut-o unde e, aici. Duza, bătută cu ciocanul ca la nituit, până îi se strânge gaura la 0,2. Gaură de, cât am zis aici, de 2 sau de, da, de 2. Gaură de 2 pentru intrarea gazelor, asta e numai pentru oxigen aici. Dacă gaura asta este mai mare de 0,2, aruncă flacăra din vârful becului. Deci flacăra este aruncată, nu se poate aprinde becul dacă e oxigen mult, cu presiune. Că fiind gaura mai mare, normal că el aruncă presiune aici, va trece oxigen atât cât să asigure amestecul, dacă îi zicem, stoichiometric, și să nu arunce flacăra la aprindere. Și atât. Urmează capul lungit puțin și găurit de la interior, tot cu 1,5, că e logic, da? Cu 1 și 2. E logic, dacă prin gaura de aici trece pe 0,2, pe un ajustaj de 0,2, nu de 0,2, de 2 mm, aici de ce ar fi 4? Sau altfel mai mic, da, dar mai mare nu. Cam asta este. O să vă arăt acum cum se aprinde, adică cum arată când e aprins. Nu vă mai demonstrez cum topește, că ați văzut în primele filme care le-am pus, în care mulți m-ați, chiar și ingineri, un inginer de la un combinat renumit, eu i-am spus că cu el a falimentat combinatul, pentru că el susținea că oțelul se topește la 3000 de grade, așa știa el, la 3000 de grade. Eu știu de 1530 și ceva de grade și eu am numai școala de maestri, el era inginer.
Deci oțelul la 1500 și el spunea că GPL-ul nu are putere decât de 1200 de grade. Da, deșteptule, are GPL-ul 1200 de grade, dar sub influența oxigenului ajunge la 2800 de grade. Deci fierbe oțelul, nu numai că îl topește. De la 1500 și ceva la aproape, ce mi-e geam, ce mi-e fereastră, ce mi-e 2800, ce mi-e 3200 cât face acetilena, nu? Acum, alt inginer îmi spunea că când le demonstram eu verbal, da, le demonstram că se poate suda cu GPL, cu autogenul. A, nu, se poate suda cu oțel, dar nu se poate alămi. Puh, fire armăta, dreacu de prost. Ăsta bare lucra în CFR. În sfârșit, o să vă arăt cum arată flacăra pe bec. Și aprinderea și toate cele sunt identice cu acetilena. Am montat becul. Îi dăm drumul la acetilenă, la gaz, da? Îi dăm drumul la gaz, foarte puțin la oxigen, la mine mai scapă oxigenul. A luat foc la prima, vedeți că flacăra în vârful becului este albastră, mult mai albastră ca la acetilen. Reduc din gaz, își păstrează culoarea albastră, dar eu nu reușesc să fac aparatul să vadă flacăra din vârful becului. Uitați-vă că este ca un ac, ca o caia conică. Dacă se vede, asta e flacăra cu care se sudează, dar are presiune mică acum. Acum am luat din oxigen, îi dau oxigen, acum îi mai dau un pic de gaz. Acum e prea oxidată, aici merge perfect. Nu știu dacă reușiți să vedeți. Pregătisem eu un fundal negru, ăsta e un geam de mască, voiam să arăt prin el, dar nu, chiar dacă succes lumina, tot nu se vede. Nu se vede prin el. Aș fi vrut să arăt prin geam. Nici astea nu sunt destul de... Geamul nu e foarte... Pe el scrie 6, dar e de 10. Și aici luăm țeapă și la geamurile de mască. Nu știu cum să fac să se vadă, dacă aparatul ar vedea flacăra, decât să-l pârlesc, nu știu, poate atunci să vede. Am redus din gaz. E și pe fundal negru, nu știu cât se vede, să iau și lumina iar. Nu se vede. Cel puțin nu văd eu. Dar asta este flacăra pe care o are cam 2 cm lungime. E până pe aici. La colțul oglinzii, geamul ăsta. Până pe aici de lungă. E flacăra mai lungă ca la acetilenă. Sau poate l-am uitat eu de atunci. Dar sigur este mai lungă. Și se poate suda și mai cu flacără mai mică. Că v-am spus că nu trăznește. La acetilenă, dacă dădeai flacăra mică, trăznea. Ăsta nu trăznește. Se poate suda și așa, se alămește, se brazează. Și la sudură la aluminiu, foarte mică flacăra. Deci cam asta e pentru aluminiu și pentru alămit piese fine. Mai mult încercați fiecare și veți vedea cum, deci încă o dată, oxigenul de tot închis, că mie îmi scapă puțin. Gazul e închis și îl dau un sfert de tură.
Uitați-vă, flacăra e departe, da? E departe de bec, și ca, pentru că are oxigen mult. Și ca să o apropii, reduc, din gaz. Am redus din gaz și a venit flacăra aproape de bec. Încă o dată, pentru oprit, știți, oxigen, închidem gazul și apoi oxigen. Deci oxigenul închis, scapă puțin, am spus. Cred că se și aude. Și dau drumul un sfert la gaz, un sfert, da? Dacă îi dau mai tare, fuge flacăra, dar acum nu mai e. Uitați, fuge flacăra dacă îi dau mai tare. Mult gaz. Că cineva se văitase că nu se apropie flacăra de bec. Păi ia-i din gaz. Și acum, după ce ai luat din gaz, poți să-i dai oxigen și poți să-i dai oxigen până zboară flacăra. Dar eu nu mai am presiune. Asta este.